Eu o să încep să răspund la unele dintre întrebări, dar vă precizez că se pot pune în continuare întrebări și, mă rog, în ce măsură putem să răspundem, în ce măsură putem să răspundem, ne permite timpul și îmi permit și cunoștințele, o să încerc să răspund. Sunt mai multe întrebări similare și atunci o să încerc să răspund întâi la acestea. La câte am venit acum, s-ar putea să trebuiască să le evaluez. O întrebare care nu știu dacă este direct istorică. Ați votat? De ce? Am votat să mă duc la Sfânta Liturghie și vreau să stau cu fetițele acasă. Nu am votat cu niciun politician în aceste alegeri. Din punctul meu de vedere, nu am avut cu cine și de ce să votez. Părerea mea este că aceste alegeri au fost și sunt o mascaradă, pentru că sunt numai oamenii sistemului. Eu vă explic un lucru. Știu, e părerea mea. Părerea mea poate să fie greșită. Nu impun ca adevăr. Eu, dacă am fost întrebat, însă răspund. Spunea de curând un politician care a luat parte la multe campanii electorale că, în mod obișnuit, sumele care se implică într-o campanie electorală sunt de $10 pe vot obținut. Deci, ca să obții un vot, trebuie să bagi măcar $10. Pentru 10 voturi, bagi măcar $100. Și mai departe. Deci, $10 pe vot. Faceți socoteala pentru a devota 5 milioane de oameni, câți bani trebuie să bagi în campanie electorală. Eu vă spun din informații directe pe care le am, că o campanie electorală prezidențială în România, ca să fie la un nivel, să zic așa, auditiv, decent, necesită cel puțin $10 milioane. Și vă întreb, de unde îi obții? Că vă dați seama, din meditații, poate că reușești să faci 6 case. Din meditații, poate că reușești să-ți faci nu știu ce firme, prin soție, prin nevastă și nu știu ce, cum a avut unul dintre candidați sau celălalt dintre candidați. Că fiecare dintre ei, cumva așa, a avut un noroc extraordinar să-și facă niște afaceri foarte frumoase. Dar niciunul dintre ei nu dispune, în mod evident, de $10 milioane pe care să-i cheltuie așa pentru o campanie electorală sau pentru acela. E clar că sunt niște finanțatori din spate. Câte vreme există o asemenea practică și câte vreme cei pe care trebuie să-i votez sunt oameni care se bazează pe asemenea finanțări, n-am cum să-i votez. Pentru că, de fapt, eu nu-i votez pe ei. Eu îi votez pe finanțatori. Păi pe finanțatori nu-i cunosc. Deci n-am cum să-i votez. Să zic că să iasă ei, să spună, uite, noi suntem finanțați de X, Y, Z, care au dat această sumă și noi, pentru că ei ne-au finanțat, îi vom mângâia pe cap. Bine, bănuiesc că nu ajunge. Cred că trebuie mai mult. În momentul în care cineva îți dă $1 milioane, trebuie să-i dai ceva înapoi. Și atunci, cum mai ești liber și cum mai ești reprezentantul celor care te-au votat? Pentru aceste lucruri eu n-am putut vota. Și mai este o treabă care este strict religioasă. Mulți mi-au spus, părinte, dar măcar să votăm răul cel mai mic. Acum, eu nu judec oamenii. Deci nu pot să spun dintre cei 14 care candidați la președinție, care ar fi fost răul cel mai mare sau răul cel mai mic. Mai ales că, așa cum am spus, eu nu cred că ei contează prea mult ca persoană. Contează pentru audiență, pentru efectul asupra publicului, dar nu contează la nivel decizional. Ei oricum trebuie să facă ce li se spune de către cei care i-au finanțat. Dar trecem peste treaba asta. Ideea asta cu să votez cu răul cel mai mic nu sună ortodox. În ortodoxie, principiul este feriți-vă de orice înfățișare a răului. Eu nu pot să votez cu răul cel mai mic. Pot să votez cu un bine mic. Știți? Între un rău mic și un bine mic, aleg binele mic. Între un bine mic și unul mai mare, aleg binele mai mare. Dacă am de votat între ceva rău și ceva bun, chiar dacă la chestia bună este mică, votez chestia mică, aia bună și mică. Dar nu pot să votez cu un rău mai mic. Că votez cu rău până la urmă. Că e un rău mare, că e un rău mic, păi votez cu rău. Nu. E
binele. De aceea l-am votat. Părerea mea. Este... Asta este așa. Mă uitați numai un pic că încerc să identific cele mai multe care sunt întrebări foarte multe și foarte variante și deja mă încurc între ele. Foarte multe întrebări sunt de genul cum am putea să-i trezim pe români. Cu siguranță nu sunt în vuvuzele. Nu funcționează. Chestia asta sigur nu funcționează. Ei suflă în vuvuzele și sunt adormiți în continuare. Noi putem să ne trezim în primul rând pe noi ieșini. Asta este lucrul pe care putem să-l facem. Noi putem să ne trezim pe noi înșine. Nu este o, cum să spun eu, o chestie pe care să o putem face altora. Eu am zis de multe ori, eu nu încerc să conving pe cineva de ceva. Pe mine mă interesează să încerc să fac binele cât pot eu și mai departe, dacă așa cineva vrea să urmeze exemplu, e foarte bine. Dar deja sunt copleșit din întrebări. Aveți un pic de milă, gata. Deci, că ce ne sfătuiți să facem cu cardul de sănătate și alte documente electronice? Ce legătură are cu istoria întrebarea asta? Și răspunsul este foarte simplu. Are legătură directă cu istoria. Are legătură directă. Pentru că toate lucrurile care se întâmplă astăzi nu sunt decât o oglindire schimbată tehnologic a altor lucruri întâmplate mai demult. Whitman avea o vorbă care, din punctul meu de vedere, este foarte corectă. Un îndemn către orașele americane. Știți că în America nu există sate. La orice localitate se numește oraș. Chiar dacă are 3 case, este oraș. Și gata. Este tal. Atât. Și avea Whitman într-o poezie de-a lui, o adresare, care, să știți, mie mi s-a părut foarte profundă. Cu alte puncte de vedere ale lui, poate nu sunt de acord, dar în această privință mi s-a părut foarte, foarte corect. El spune așa, că pe orașele americane, acceptați cât mai puțin, opuneți-vă cât mai mult. Pentru că odată ce ați acceptat și ați pierdut libertatea voastră, nu o să mai puteți căpăta înapoi niciodată. Este vorba despre un fenomen care este oarecum ciclic. Sunt diferite evenimente care dau peste cap istoria lumii. Invazii, războaie cutremurătoare, catastrofe naturale și așa mai departe. Și se creează un fel de gol. Distrugerile respective creează un gol. De foarte multe ori și în foarte multe locuri apar niște insule de libertate. În istoria lumii, în așezarea geografică a lumii, apar niște insule de libertate. Cum au fost, de exemplu, orașele americane de secolul XIX. După care începe integrarea lor într-un sistem. Foarte corect, foarte avantajos la început. Dar pas cu pas ajung să-și pierdă libertatea și sistemul devine incorrect. Este o problemă foarte mare și foarte serioasă când se termină avantajul sistemului și începe pierderea libertății și dezavantajul. Este o problemă care nu este de glumit, de luat în bătaie de joc, ha-ha-ha. Nu. Este foarte profundă. Pentru că are consecințe și a avut consecințe extraordinar de mari asupra istoriei întregii lumi. S-a întâmplat o chestie în Japonia. Au fost 3 eroi japonezi care au smuls Japonia din războiul civil. Pe rând. Unul prin forță, o sabia, altul prin iscusință, prin diplomație și ultimul printr-o răbdare uluitoare și o putere organizatorică nemaipomenită. După care știți ce a urmat?
Sigur că am mai pace în Japonia, e foarte bine. N-au mai fost atâtea războaie, n-au mai fost atâtea jafă, n-au mai fost atâtea crime, până când au devenit toți sclavi. Până când s-a instalat un sistem, un control atât de riguros, încât toată dimensiunea spirituală a libertății japoneze s-a pierdut. Există această foarte mare primejdie. Și trebuie întotdeauna supravegheată cu atenție înaintarea oricărui sistem care este controlat de putere. Trebuie o prudență extraordinară în a-l accepta. Ori, astăzi am văzut pe internet un titlu mare de tot, un politician spunea, toate partidele românești sunt profund corupte. Bine, eu aveam această părere și înainte să zică omul în cauză chestia asta, dar e foarte interesant de văzut că foarte mulți politicieni în ultimele luni au recunoscut public că politicienii sunt profund corupți. Că avem o clasă politică într-adevăr coruptă și partidele politice sunt de asemenea corupte. Păi și îmi dau controlul vieții mele pe mâna lor. Adică îmi dau controlul dosarului meu de sănătate pe mâna acestor politicieni corupți. Bine, îl dau pe al meu, dar pe al copiilor mei? Cum să dau controlul asupra copiilor mei? Unor oameni care ei înșiși recunosc că sunt corupți. Unor oameni care sunt în foarte mare parte pușcăriași. Nu pe niște prostii de ale tinereții, cum se întâmplă unora că facă o greșeală și ajung după gratii. În vreme ce alții că au avut exact acele și scapă că de au avut noroc. Vorbim despre niște oameni care au ajuns în pușcărie pe niște crime împotriva națiunii, împotriva statului, împotriva ceea ce suntem noi. Lor le dau copiii mei pe mână? Mie nu mi se pare logic. Mi se pare mai mult decât revoltător. Eu mă aștept de la un popor sănătos și care știe de ce există să se revolte. Cum au ieșit în stradă pentru voturile celor din diaspora și foarte bine au făcut, ar trebui să iasă de 10 ori mai mulți pentru dreptul intimității medicale. Cum adică? Vă dați seama că în documentația dosarului electronic de sănătate există 5 categorii de instituții care îți pot accesa datele personale? Și în aceste 5 categorii sunt inclusiv ofertanții de medicamente. Adică, practic, oricine. Eu îmi fac acum o firmă care are ca profil declarat comercializarea de medicamente și în momentul ăla am acces la dosarul vostru electronic. Sigur, cu condiția să am relațiile politice necesare. Ceea ce ne complica de obținut. Și cum îmi vreau dosar. Și vreau să scap de vărul că mai nervat, văd când dosar că este alergic la Susan și bag Susan în care. Și am scăpat de vărul. Doamne, nu. Nu e nicio intenție, știi? A fost o glumă. Înțelegeți ce vreau să spun? Gândiți-vă la mafia organelor, că spunea cineva, care mafia organelor? Cum, domne, asta e problemă europeană, se discută la nivel internațional și mondial despre problema traficului de organe și tu îndrăznești să-mi spui mie că asta e o fantezie sau paranoia? Adică toți oamenii ăștia de la vârf, din întreaga lume, care oficial discută problema traficului de organe, problema mondială a traficului de organe. Toți ăștia sunt niște nebuni paranoici. Păi atunci ce mai țineți spațiilor acolo? Dați-i jos. Dar este o realitate traficul de organe. Este o realitate concretă. Că se mai face câte o glumă, las fierbinți cu unul care își donează tatăl minic și mai știu eu ce, este altă chestie că glumim. Dar realitatea este tristă, nu este de glumit. Sunt oameni care s-au trezit masacrați. Nu vorbesc să postim. A fost încă nu, acum vreo 10 ani, poate își aduc unii aminte, de cazul acelui șofer român care undeva în Austria, pe lângă Viena, a fost agresat și când s-a trezit, nu mai avea un minic. El scosese așa și din fericire a supraviețuit. Din fericire, dar fără un minic. Perinicul e dispărut. Vă dați seama că nu l-a găsit nimeni nici pe minic, nici pe cei cu care plecase în călătorie. Probabil a vrut și el să vadă în munții Austriei, a vrut să vadă Tivolul, să se delecteze și așa, și i-a zis, băi, șoferul ăsta nu mă duce acolo, ies din el și mă duc eu singur.
lăsând glumele astea sinistre la o parte, e o problemă foarte mare. Gândiți-vă ce vă faceți dacă aveți un copil care are o grupă de sânge rară. El este un potențial donator de cea mai mare însemnătate, de cea mai mare valoare. Știți cât valorează pe piața neagră? Nici n-are rost să discutăm, sunt sume gigantice. Pentru că este un bogătaș care se duce la spitalul particular din zona în care își are el vila și spune: am nevoie pentru băiețelul meu de un rinic. Că îl bat pe dializ acum, dar nu vreau să stea fiind pe dializă, vreau să fie sănătos, să călărească, să alerge, să meargă cu mașina de curse. Nu-mi convine să stea bolnav. Uite, ia bănuții ăștia. Câțiva bănuți acolo, știi? Dai un bat de aici ceva frumos, 500 de mii, un milion, ceva. Și ia și eu ceva frumos acolo, un rinic. De unde vine rinicul ăla? Păi dintr-o țară care avea cont pentru trimiterea organelor în străinătate, dacă nu e nevoie în țară. Că vă dați seama, de exemplu, România în campanie electorală a dat câteva legi foarte interesante și împotriva religiei și, și pentru donarea de organe. Conform acestor legi, noi acum suntem donatori universali de organe. Dacă se decide de către un spital că în România nu există interes pentru o inimă sau un ficat sau un rinic de aici, e trimis în străinătate rapid. Adică la 20 de milioane de oameni își închipuie cineva cu starea de sănătate a românilor că există organe de care nu avem nevoie aici, înseamnă că are imaginație foarte bogată. Dar eu nu cred chestia asta. Eu cred că este o mărșărie. Așa mi se pare mie. Și atunci nu vreau să contribui la ea. Nu votez cu răul cel mai mic. Cu atât mai puțin voi vota cu un rău atât de mare. Și eu nu accept cardul de sănătate și mi se pare un abuz legal mai mult decât evident, pentru că nu au dreptul să-ți impună să certifici calitatea ta de asigurat prin cardul de sănătate, care de altfel este folosit pentru identificare pe baza CNP-ului. Deci, până la urmă, identificarea se face pe CNP, pe card. Și este o mărșărie de cea mai joasă speță. Sunt 70 de milioane de euro care au fost furați și folosiți pentru o chestie mărșavă, care nu are avantaje medicale. Știți că se spune chestia asta, se spune, cum părinte, dar dacă am cardul la mine și mi se face rău pe stradă, medicul imediat poate să acceseze dosarul meu medical. Păi cum? În timp ce ești în stare de inconștiență, în timp ce ești în comă, îi spui pinul? Eu sunt leșinat pe stradă și spun, știți, 3-3-4-4 este pinul meu. Păi dacă pot să spun chestia asta, mă ridic și plec acasă, nu mai stau acolo întins. Deci, nu are nicio logică. Iar dacă medicul poate să acceseze dosarul meu de sănătate fără PIN, păi atunci pentru ce mai trebuie cardul? În realitate, nu are nevoie de PIN, am nevoie de CNP-ul. E o păcăleală întreagă. E o păcăleală întreagă. Sunt atâtea mizerii în tot sistemul ăsta cu DES-ul, adică dosarul electronic de sănătate și cu cardul de sănătate, alt CSU, da, de data asta nu-i joacă, încât pur și simplu nu are rost să-l acceptăm. Și românii, dacă ar fi fost trieși, ar fi trebuit să se ridice masiv, să fie mișcări, toate organizațiile astea care pretind că apără drepturile românilor și care sunt atât de exasperate de faptul că există biserica, văd că nu sunt deloc deranjate de corupția politică, nu sunt, singurul lucru care deranjează este credința Dumnezeu. Dom'le, de ce nu luptă pe împotriva cardurilor de sănătate sau împotriva altor măsuri abuzive ale guvernului? De-aia nu spun nimic niciodată. De ce nu luptă împotriva legilor abuzive ale Parlamentului? Eventual le menționează întreagă, dar sunt și acolo în Parlament, eventual și dau un vot, își iau un ban, nu? Iei un ban și dai un vot frumos și e foarte bine. Deci asta legat de... Aici sunt câteva întrebări care sunt un pic, nu știu cum să spun, un pic dure sau un pic exagerate. De exemplu, ce ne puteți spune despre Daci? Dragii mei, nu avem câteva zile în care să stăm aici să vorbim. Deci ce să spui mai întâi și ce să spui mai pe scurt, mai repede, mai așa. Ce să facă tinerii nemulțumiți de sistem? Să plece din țară?
pun, citesc întrebarea asta pentru că în diferite forme a mai fost pusă. Eu vă spun astăzi, am mers într-un... am avut o conferință la un liceu și am mers într-un taxi și am văzut pe taximetrist, l-am văzut, mă scuzați, l-am auzit, vorbind la telefon, cu o doamnă, o prietenă, care îi plecase sora în străinătate, îi plecase vărul în străinătate și vrea și ea să plece în străinătate. Și ăsta îi spune, da, da, du-te, dar pleacă cât mai repede și nu știu ce. Dar unde te duci? Zice, în Anglia, băi, ăștia sunt nasoi, mă, sunt nasoi, sunt... Ăștia sunt așa de aroganți, englezii ăștia, că eu i-aș mă puș ca pe toți, mă. Și foarte greu să găsești unul treaz. Eu cred că englezii sunt treji numai când se scoală dimineața, că după aia, după o jumătate de oră, nu mai găsești niciunul treaz. Și așa mai departe. După ce termină de discutat, eu îl întreb, dar dacă englezii sunt așa de răi, care ar fi țara în care ar fi bine să emigrăm? Stă omul se gândește, eu cred că poate în Germania. Zic, dar ce, germanii nu sunt aroganți, nu sunt duri, nu sunt și, mă rog, Germania în curând va deveni Turcia. Asta e altă chestie, că în curând majoritatea locuitorilor din Germania vor fi turci. Sunt landuri, nu știu dacă știți chestia asta, sunt landuri care se pregătesc în Germania, în clipa de față, să treacă la legea islamică. Pentru că au 10, în 10-20 de ani maximum vor deveni landuri musulmane, locuite în majoritate covârșitoare de musulmani. Deci, în niciun caz, zic, nu este o țară în care să te bucuri să-ți duci copiii. Da, zici, așa este. Nu prea știu. Dar dumneavoastră în ce țară ați emigrat? În România. De din fericire am ajuns deja acolo, am emigrat deja în România. Nu. Dar în ce țară credeți că am putea să ne ducem și să trăim fericiți? În rai. În împărăția cerului. Numai acolo poți să trăiești fericit. Pe pământ nu există așa ceva. Pe pământ e luptă. Viața e luptă. O luptă e viața, deci te luptă. Viața este, omul este un război. Ideea cu raiul pe pământ e o gogoașă a politicienilor. Dom'le, câtă vreme oamenii există, așa cum sunt ei acum, pe pământ va fi luptă, pentru că oamenii sunt și buni și răi. Chiar un om bun este și bun și rău. Fiecare dintre noi are părțile lui bune și părțile lui rele. Deci, pardon, dacă este război în noi înșine, cum să nu fie război și afara noastră? Deci nu poate să existe chestia asta cu pace pe pământ și să o ducem bine și doar să fie gogoși. Să fie pace în lume. Spunea Dumnezeu, dar nu o să fie. Dacă o să fie pace în lume, înseamnă că e o dictatură atât de rea, încât nu mai îndrăznește nimeni să miște în fond. Că altfel nu are cum să fie pace. Oamenii se ceartă. Până la urmă să se certe, tot trebuie să nu se bată. Deci, lăsând asta la o parte, ideea că poate să fie bine și să ducă omul bine undeva, pur și simplu, este o absurditate. Singura șansă ca să o duci bine material este să-ți vin sufletul. Dar când îți vin sufletul, ai scăpat poate de războiul din afară. Da? Cum sunt ăia, de se învârt bani în jurul lor și au iahtul de lux și nu știu ce, și pe mai vezi că s-au sinucis. Sunt așa de fericiți de s-au sinucis. Nu funcționează. Adevărata fericire este să știi cine ești, pentru ce lupți și cum să-ți duci lupta. Și ți-o duci. Și atunci ești mulțumit, ești fericit, știi pentru ce trăiești, știi pentru ce ai trăit, știi ce ai lăsat în urmă. Are un rost totul. Deci asta este țara în care se emigrăm, România, din punctul meu de vedere. Da. Ce facem cu Basarabia? E, nu o să discut acum prea mult despre Basarabia, dar pe mine mă amuză chestia asta. Apropo de faptul că m-a întrebat cineva la un moment dat dacă credem că se mai unește Basarabia cu România sau nu. Și am zis că mai bun cred că se unește România cu Basarabia, cu Basarabia cu România. Că parcă să mai vii moldovenii basarabeni decât românașii noștri. Sper să nu am dreptate, sper să-i văd pe românii noștri trezindu-se. Să știți, am avut anul trecut un moment de fericire, care pur și simplu am început să plâng. Eram la piața universității, venisem pentru Roșia Montană și eram sigur că o să fim câțiva. Și când am văzut acolo mii de tineri ieșiți pentru Roșia Montană, m-am simțit ca în 89, când am ieșit la Revoluție, și atunci am crezut că o să fim singuri, că o să fim câțiva și ne-am trezit mulți.
Nu eram acum atât de mulți, dar erau mulți totuși. Și am avut o mare bucurie să văd că se mișcă tinerii noștri și ies de la calculator și tabletă ca să facă, să lupte ceva, măcar un pic pentru țara lor. Fără această mișcare a oamenilor, a tinerilor, și nu mă refer numai la demonstrații, vorbesc despre ceea ce fac eroii ăia din Ardeal, putecatorii voluntari, care căutați pe Facebook, îi găsiți, care se duc și le fac marcajele și mafia lemnelor vine și distruge marcajele ca să nu vină turiștii pe acolo, că dacă vin turiștii nu mai pot ei să fure lemne. Și se duc și le fac iarăși. Din nou. Asta este un exemplu de ceea ce trebuie făcut. Pe lângă demonstrații sau alte lucruri care sunt necesare. Dar practic trebuie făcut. Să nu mai așteptăm de la tăticul stat să ne facă să ne dea. Cum spuneam unora, voi vă plângeți că clericii sunt autoritari, sunt aroganți, nu știu ce, dar voi nu faceți nimic. Păi voi lăsați pe preot să facă totul și pe mă vă plângeți că preoții fac totul. Cum vine chestia asta? Duceți-vă în biserică, implicați-vă, certați-vă, împăcați-vă cu părintele, găsiți-vă un preot care să fie pe inima voastră, sigur găsiți și lucrați împreună, faceți o treabă. Și pe urmă, da, poți să zici, domne, uite, am făcut ceva și e o chestie. Da, așa, nu fac nimic, dar mă plâng. Nu se poate. Sau ne plânge că statul e corupt. Dar așteptăm ca statul să ne dea. Nu, statul ne va lua în continuare. Deci, oamenii, românii noștri sunt atât de inerți, încât bătaia de joc la care s-a ajuns, depășește absolut orice limită rațională. Vă gândiți că s-a ajuns să ni se pună taxă pe geamuri? Vă gândiți că plătim taxă pe apa de ploaie? Vă gândiți că plătim taxă pe aer? Pe aerul pe care îl respirăm plătim taxe? Ați auzit că vor să introducă taxă de stâlp? Deci sunt niște chestii care sunt, pur și simplu, demente. Zici că este SF, nu SF, fantasy, că spui, domne, nu e nimic rațional aici. Să spui știință și tehnică, știință și fantezie. Nu, e fantezie pur și simplu. Nu e nimic științifico-fantastic. E pur și simplu fantastic. Dar culmea este că românii nu reacționează. Gândiți-vă la una dintre cele mai demente taxe din lume pe care foarte mulți oameni de pe planetă o acceptă. Nu există peste tot. Și nu există dintotdeauna. Dar foarte mulți o acceptă fără să gândească o clipă cât de nebunească este o asemenea taxă. Care este legea fundamentală a României? Constituția. În Constituție scrie că proprietatea este garantată. După care, legea vine și spune taxă pe proprietate. Păi cum pui mă tu taxă pe proprietatea mea? Hoțule. Păi a mea, mă! Cum nu pui tu taxă pe ceva pe care l-am eu? Ca și când vine unul la voi în casă și zice, ai cartea asta, spun taxă pe cartea asta. Păi de ce? Păi taxă pe proprietate. Păi cum să pui taxă pe proprietatea mea? Păi ori a mea, ori a ta. Dacă pui taxă, înseamnă că eu plătesc chirie, nu mai e proprietatea mea. Cum îți garantează Constituția proprietatea când tu plătești taxă pe ea și dacă n-ai bani, ți-o ia? Prin ce ți-o garantează? Nu ți-o garantează. E inadmisibil, e monstruos și toată lumea plătește niște. Și eventual, unii care pretind că apără pe cetățeni împotriva nedreptăților, fac scandal de ce biserica nu plătește taxă pe proprietate. Păi e singura oază de normalitate rămasă în țara asta, de-aia. Păi nimeni n-ar trebui să plătească taxă pe proprietate. E complet aberant, ci că plătești taxă pe proprietate pe mașina mea. Păi dar ce, mă, mi-ai cumpărat-o tu, statule, ca să-mi cer mie bani pe ea numai pentru că o am? Pentru poluare plătești taxă. Pentru drum plătești taxă. Iau benzină sau motorină, plătesc o tonă de accize și așa mai departe. Păi și atunci pentru ce mai mie și taxă de proprietate pe mașină? Nu discut. În matriculare, nu știu ce, o grămadă. Pentru ce? Pentru că statul e șmecher și noi trecem din gură. Pentru că oamenii nu luptă să-și apere drepturile. Pentru că oamenii nu au demnitate, pentru că oamenii nu știu de ce trăiesc. Care este ideea lor?
să aibă o vilă mare cu multe camere de care să aibă grijă niște roboți. Pe care să nu le folosească niciodată, dar să-i spună vecinii, bă, eu am 18 camere, bă, nu 17 ca tine, vai de capul tău de sărător. Să aibă o vilă mare, cu o cameră mare, cu un televizor mare, cu diagonală foarte mare, să stea să se uite acolo și din când în când să arunce un ochi pe geam la mașina bengoasă din curte și să zică, mă moare vecinul de ciudă când o vede. Pop. Asta este idealul comunului de astăzi. Cu excepție, tinerii. Tinerii nu visează chestia asta. Ei vor o tabletă șmecheră. Nu televizor cu diagonale pentru babalăcii. Am o tabletă șmecheră, frate, îi fac praf cu ăștia. Și un procesor super să joacă dintr-un pe wow acolo, bag niște chat-uri de nici nu se prindă ăștia acolo. Și fac praf, îmi scot niște itemuri, îi bag pe toți acolo. Cam asta este realitatea în care trăiește românul de azi. O realitate virtuală. Și atunci normal că statul își bate joc de noi. Asta este problema. Cum putem să-i trezim pe români? Nu putem. Decât prin exemplu personal. Fiecare când să pună mâna și să facă ceva real. Am cămașa asta foarte frumoasă. Chiar mă gândisem să vorbesc în această cămașă, dar până la urmă m-am gândit că este foarte important și să se vadă că sunt în reverendă, că nu mă rușinez de haina clățeasă, cum se rușinează mulți astăzi de identitatea lor. Dar, sincer, ar merita să o vedeți, este făcută la noi, la biserică, am reușit prin toatele să facem un atelier de cuiturie tradițională. Și sunt câteva persoane care au muncit și muncesc în continuare, sunt persoane care au muncit și s-au retras, dar sunt persoane care se simt de treaba mai departe și fac niște lucruri extraordinare. Cojocul ăsta cu care am venit a fost cumpărat într-o formă brută, fără căptușală, fără nimic și la noi a fost căptușit, a fost aranjat, s-au pus în semnele, orice haină națională trebuie să aibă niște semne identitare ale zonei de care aparține și așa mai departe, a fost făcut frumos. Este un exemplu, cum am dat exemplu cu potecatorii voluntari, cum am dat exemplu cu strânsul gunoiului din parc Murdar și așa mai departe. Știți că a fost lozinca asta, fiți eroi în turul 2. Trebuie să fie rău în fiecare zi. Și să știți că a fi rău nu necesită a face ceva care să fie televizat. Ceva care să fie spectacol. Adevăratul eroism este să-ți faci datoria și când ești de unul singur și nu te vede nimeni. Dacă un grup de cetățeni români, vedeți, vorbesc la maximum de neutralitate, n-am spus milenii, n-am spus, un grup de cetățeni români, se organizează ca să strângă periodic gunoaiele din parc și face acest lucru și periodic strânge gunoaiele din parc, face un gest de cel mai mare egoism și venim de toată lauda, tot respectul, toată admirația. Pentru că curăță țara pe care alții o murdăresc. Îi fac, îi dau o bătălie foarte mare pentru țara lor. În fața disprețului unora, în fața mizerii, bătăii de joc pe care o fac cei care aruncă, deși îi văd că ei curăță și aruncă din nou acolo și fac mizerie, este mare egoism să faci așa ceva. Dacă reușiți să vă organizați să faceți semnul acestui, veți face ceea ce trebuie pentru schimbarea țării. Voi. Ceilalți poate să se miște sau poate să nu se miște, nu contează. Important este ceea ce facem noi. Vedeți, am prezentat mai multe pagini istorice cu eroi, cu luptători, cu sfinți, dar să nu uităm că în toate aceste pagini există trădare, există delăsători, există oameni care au preferat să se luase duși de vară, să meargă cu istoria, cu nocivitatea, ca să le fie mai bine. Întotdeauna putem alege și atracția este foarte mare. E foarte ușor să te dai bătut. E foarte ușor. Și odată ce te-ai dat bătut, este foarte greu să-ți recunoști că ai greșit. Trebuie să mă ridic, s-o arăt de la capăt. Dar este singura cale. Și, repet, numai noi putem să facem asta. Văd că deja sunt foarte multe bilețele care mă întreabă despre decizia Curții Constituționale din România legată de predarea religiei în școli. Ce părerea mea despre acea decizie? Deocamdată mi se pare complet tembelă. Mă scuzez expresia complet. Nu am văzut încă motivarea. Însă este o aberație totală.
Cum spunea cineva, după aceeași linie, de acum înainte ar trebui să facă cerere cine vrea să facă sport, nu cine vrea să fie scutit de la ora de sport. Deci este o chestie, dar știți care este poanta? Din punct de vedere juridic, în momentul de față, este ilegal, din momentul de față, este ilegal să mai faci cerere pentru a nu merge la ora de religie, deci ora de religie a devenit obligatorie în momentul de față. Deci până la motivarea deciziei Curții Constituționale, ei pentru că au declarat neconstituțional articolul 2, fără să precizeze exact despre punctul 2, pardon, mi se pare că articolul 9, nu mai știu exact. Ceva de genul ăsta. Așa, scuzați. Deci punctul articolul 18 alineatul 2. Corect, mulțumesc frumos. Au declarat neconstituțional acest aliniat 2, ei practic au tăiat posibilitatea retragerii de la ora de religie a celor care nu sunt ortodoși. Că ei se puteau retrage în baza acestui paragraf, în baza acestui aliniat. Iar ei au zis că e neconstituțional. Până când au o motivație care să permită o altă aplicare, în momentul ăsta e pur și simplu ca și când ar fi scos aliniatul ăla și nu există. Și atunci rămâne aliniatul 1 care spune că religia e obligatorie. Deci este o absurditate ceea ce s-a făcut. Este foarte important să așteptăm să vedem și argumentația. Dar eu, sincer, am analizat cu mai mulți juriști problema, am vrut să văd și am discutat cu mai mulți juriști. Și toți sunt foarte nedumeriți. Pentru că, indiferent ce argumentație dă Curtea Constituțională, se deschid asemenea căi de atac împotriva legilor românești, încât nu mai rămâne nimic constituțional. Este cu absurditate ce s-a făcut. Pentru că legea, de fapt, era constituțională. Abuzul ăsta prin care a fost declarat neconstituțional, deși este constituțională, deschide niște căi de atac, ori pe o direcție, ori pe alta, ajungându-se până la niște absurdități. Deci asta este problema. Pe 27 martie 2012, aceeași curte constituțională declarat... Deci asta știm, dar n-am discutat... Deci practic s-au contrazis pe... Nu. Atunci s-a discutat alt aspect al legii, acum s-a discutat celălalt aspect al legii. Ideea este că teoretic Curtea Constituțională poate reveni asupra deciziilor, așa prevede regulamentul, atunci când apare o nouă argumentație. Noi l-am declarat constituțional în baza unei argumentații, dar acum vine unul cu o argumentație nouă și ne destupă mintea. Și ne dăm seama că de fapt era neconstituțional. Dar doar ei pot face asta. Exact. Doar Curtea Constituțională. Poanta cea mai aberantă este că nu le mai poate deschide altcineva mintea să vadă că de fapt e constituțional. Ceea ce este ilogic. În sfârșit, nu contează. Intrăm în discuții care sunt... Aici este o luptă întreagă pe care mirenii trebuie să o dea. Nu este treaba mea ca preot. Eu pot să semnalez o problemă, pot să discut, dar în realitate nu. Vă dați seama, nu poate popa să fie și jurist, și istoric, și stângător de gunoaie, și constructor de autostrăzi, și tot ce trebuie făcut în țara asta. Trebuie să lucrăm împreună fiecare pe bucata lui. Este a nu știu câta întrebare care îmi cere referințe, bibliografie, surse și așa mai departe. Sunt foarte multe și e foarte complicat să le dau. Un pic de căutare pe internet vă poate duce la niște pagini de la care ajungeți la surse. Știu că nu este poate foarte simpatică treaba, dar cred că este folositoare. Pentru istorie în general, eu vă recomand trei cărți sau trei titluri, mai corect, că nu sunt multe cărți, nu sunt. Sunt trei titluri. Istoria Românilor, de Nicolae Iorga. Istoria Românilor, de Dinu și Constantin Cegiurăscu. Și Fontes Istorie Dacoromane. Fontes Istorie Dacoromane este o culegere de documente istorice de cea mai mare însemnătate. Eu vă spun că, de exemplu, eu sunt axat pe istorie veche. Deci, chiar și în momentul de față, în cadrul doctoratului la care sunt înscris în Universitatea București, la Facultatea de Istorie, sunt pe istorie veche. De aceea, pe mine m-au interesat, în special, primele două și, în general, primele patru volume din Fontes Istoriei Dacoromane.
pe care le-am citit din cap în celălalt de câteva ori și le-am și consemnat, în întregime am consemnat ce mi s-a părut mai important în câteva caiete studențești pe care le-am încă din facultate de teologie. Eu am spus că eu m-am axat atunci foarte mult pe două domenii, pe dogmatică și pe istorie. Pentru credința mea mi s-a părut definitorie dogmatica, pentru naționalitatea mea istorie. Și atunci pe aceste două m-am specializat. Deci, Fontes Istorie Daco-Romane, care este extraordinar de importantă, și cele două titluri pe care le-am dat deja, Istoria Românilor de Nicolae Roda și Istoria Românilor de Dinu și Constantin Ciciulescu. Istoria Românilor de Dinu și Constantin Ciciulescu este o carte pentru care realizatorii ar trebui trecuți în rândul eroilor neamului românesc. Ei au reușit să facă imposibil o carte corectă de istorie într-o epocă incorrectă politic, dictatorială. Au reușit, în ciuda situației politice, să strecoare acolo tot felul de adevăruri care nu erau îngăduite. De la românii din sudul peninsulei balcanice, care au la capătul volumului 2 un capitol extraordinar și cutremurătoriu, când am ajuns la capitolul ăla, vă spun, am plâns o grămadă. Bine, eu în general când citesc cărțile de istorie, plâng. De multe ori plâng. Când văd durerile, trădările, luptele și eu empatizez cu oamenii de atunci. Știți, eu am trecut prin istorie, eu am fost la Revoluție, am fost la diferite evenimente care pentru alții sunt departe. Sunt 40 de ani de istorie, pentru unii sunt foarte mult. Eu știu că oamenii aia sunt reale. Eu am înțeles cât de reală este istoria la o oră de caligrafie din clasa a doua. Era iarnă. Și trebuia cu creionul să scriem pe pagină în condițiile în care Ceaușescu tăiase căldura ca să facă economie. Și eram toți cu paltoanele pe noi. Tremuram de frig și trebuia să facem caligrafie. Și mi-am adus aminte, în clipa aia, de o imagine din filmul Războiul de Independență, pe care întâmplător îl văzuse, sau poate nu întâmplător, în sfârșit, cu soldații români stând în zăpadă cu pușca în mână. Și am avut, în clipa aceea, o revelație. Mi-am dat seama că ei nu plecau acasă. După ore. Eu, după cele 4 ore de școală, urma să merg acasă, să mă duc lângă aragaz și să mă încălzesc. Dar ei stăteau acolo în continuu, în gel, ținând în mână pușca, cu fier, cu lemnul ei și cu fierul ei. Și în momentul ăla m-am întrebat, dar cum au putut să reziste? Mi s-a făcut o asemenea milă de ei când m-am gândit ce gel au putut să îndure, încă nu înțelegeam bine treaba cu împușcăturile, cu rănile, cu tot chinul războiului. Dar am înțeles în clipa aceea greutatea iernii pe care i-au dus-o. Și m-am întrebat cum au rezistat. Și pe mă, am înțeles. Cum au rezistat altă pagină necunoscută din istoria românilor. Cum de-au rezistat soldații români în primul război mondial, în condițiile în care armata română a fost cea mai prost în armată din toate armatele din primul război mondial. Deci nicio armată din primul război mondial n-a fost dotată militar atât de prost ca armata română. Am fost campionii absoluți la înzestrare militară proastă. Aveam arme din războiul de independență. Aveam tunurile din războiul de independență au luptat în primul război mondial. Nu că au fost luate, turnate și s-au făcut arme noi din ele. Ca atare. Trăgeau șui. Aveau țeava strâmbă de la atât atras. Din fericire nu era plesnită. Dar era strâmbată. Trăgeau la 30 de metri în dreapta sau în stânga țintei. Tu trăgeai în dușmanul care sărea să te omoare și nimereai în copaci. Și aia veneau și te omorau. Producția de cartușe. Atenție. În 1916, când România intră în război, erau 2 ani de război mondial deja petrecuți. România avea o producție de cartușe
de 6 milioane de cartușe pe zi. Vi se pare mult? Aveam 1 milion de soldați. Deci soldații noștri aveau 6 cartușe pe zi de tras. După care trebuia să stea să fie împușcați. Nu mai aveau cu ce să tragă. Producția României asigura 6 cartușe pe zi soldatului român, cu care el trebuia să lupte. Și parlamentarul, tras la răspundere pentru această producție slabă, a scăpat în Parlament printr-un discurs patriotic despre virtuțile soldatului român, despre egoismul țăranului român, care cu baioneta, domne, o să-i facă praf pe dușmani, cu baioneta și cu patopuștii. Și au fost așa de încântați de discurs, l-au aplaudat și l-au lăsat în pace. Soldații aceștia români au fost trimiși în luptă cu 6 cartușe pe zi, cu un echipament prost, învechit, stricat, cu mâncare proastă și stricată, cu niște ofițeri care foarte mult își băteau joc de ei în ultimul hal, niște moșteacă, cum se spune. Și totuși au rezistat. Ei n-au avut de rezistat numai la frig. Au avut de rezistat la toate nedreptățile și răutățile pe care statul le revărsa asupra lor. Și de ce au rezistat? Există mărturii directe, scrisori rămase de la ei, mărturii date după aceea și notate de ei, consemnate de diferiți istorii sau persoane care vor să le consemneze. Au rezistat dintr-un singur motiv, din dragoste de țară. Pentru că știau că trebuie să-și apere țara, indiferent cât de împuțiți sunt politicienii și cât de moși au bătut joc de ei. Atunci când rușii s-au răsculat împotriva statului rus, amăgiți de utopia bolșevică, românii nu i-au urmat. Din potrivă, au ajutat la calmarea lor și la eliminarea lor din țară, în așa fel încât să nu apuce să facă acele crime și jafuri și distrugeri pe care le-au făcut în toată Rusia, să nu le facă și la noi. Soldații români care au dezarmat pe răsculații ruși erau fie urmașii, fie participanții la răscoala din 1907. Fie urmașii participanților, fie chiar răscolații. Și atunci aveau armele în mâini, aveau puterea, aveau trupele rusești alături de ei. Puteau oricând să se răscoale și să zică, băi, nenorociților, voi ne-ați împușcat, frații, voi ne-ați băgat în pușcă, părinții, vă omorăm acum! Nu! Nu! Ei nu, așa au făcut rușii. S-au răzbunat, rușii s-au, românii nu. Au stat pentru țara lor, în ciuda mizerii, în ciuda tifosului, în ciuda iernii, în ciuda politicienilor, au stat pentru țara lor și țara lor a câștigat războiul, deși războiul a fost pierdut de politicieni. Politicienii au semnat pacea la Buftea și în București, prin care au pierdut războiul. Dar poporul a câștigat războiul, pentru că a știut să lupte până la capăt pentru țara lui. Nu s-a împiedicat de răzbunări mizerabile, mărunte, oricât de drepte ar putea să pară la prima vedere. Au avut ochii ațintiți mai sus. Au îndrăsnit să viseze și să-și facă datoria. Știau cine sunt și pentru ce trăiesc și pentru ce mor. Și-au acceptat lucrul acesta și-au dus crucea până la capăt. De aceea spune și Părintele Iustin despre cei care au murit pe front că sunt niște sfinți, că sunt niște martiri. Pentru că și în al doilea război mondial s-a întâmplat exact la fel. Armata română a fost cea mai prost înțestată din toate armatele care au participat la războiul al doilea mondial. Cea mai prost în armată. Ofițerii români, în unii erau oameni de onoare și de calitate, iar alții erau niște hahalegi și niște mizerabili. Și îi persecutau și pe aia care erau oameni de onoare. La în bătălia de la Stalingrad, frontul a fost parte de sovietici în zona trupelor române. Un lucru despre care, altă pagină necunoscută din istoria României, nu se vorbește despre chestia asta. Frontul a fost parte în dreptul trupelor române. Sigur, o vină o poartă și germanii, care știau că românii sunt neînarmați pentru lupta cu tancurile, și-au refuzat să trimită trupe pentru luptă anticar acolo.
și alte chestii. Au făcut și germanii o să întreagă de greșeli. Însă, dacă e să fim cinstiți, dar de ce n-aveau ai noștri armament împotriva tancurilor? Ca politicienii români să poată să o ducă bine. Pentru că domnul Iuliu Maniu și alți politicieni de frunte au fost implicați în afacerea Skoda. Mari patrioți români au băgat în buzunar milioane de seama armamentului cu care trebuia să se înarmeze românii și pe urmă românii, din cauza lor, nu au avut armament. Nu au avut echipament. Dar ei sunt patrioți, știți? Este și bulevardul Iuliu Maniu. Lumea confundă la noi statura personală cu corectitudinea poziției, pentru că noi nu suntem obișnuiți cu discuții la idei, ci mergem numai pe atacuri la persoană. Deși discuțiile trebuie să fie la idei, nu la persoană. Din cauza că Iuliu Maniu avea demnitate și era o prezență impresionantă, foarte, foarte mulți îi le-au de bun. E numai un caz. Nu stau să discut acum despre treaba asta. Am vrut să subliniez faptul că și-au făcut datoria românii și pe această jertfă a lor a rămas în România până în ziua de astăzi. În clipa în care au murit copii, tinerii aceia la Chișinău, a venit cineva la mine cu lacrimi în ochi, spunându-mi: am pierdut Basarabia pentru totdeauna, iată, a fost înăbușită mișcarea tinerilor în sânge, de acum se instaurează o dictatură sovietică, toată Basarabia va deveni ca Transnistria. Și am zis: au murit acolo tineri? Da, i-au împușcat, i-au murit. Atunci au pierdut. Cum au pierdut? Că au câștigat, i-au redus totul la tăcere, au oprit orice manifestație, tot. Nu, au pierdut. Și mi-a zis că au pierdut. Sângele are o valoare extraordinară. De aceea Dumnezeu nu permite să se verse sângele. Sângele care se varsă are o greutate extraordinară și schimbă istoria. În războaiele pe care România le-a pierdut, din punct de vedere politic, diplomatic și chiar militar, au fost câștigate prin jef. Și au fost câștigate de acei 90% pe care unii istorici nu vor să-i bage în seamă. Acei 90% din oameni care reprezintă, de fapt, adevăratul popor român, dar care este ignorat. Sunt foarte multe întrebări și cu foarte, foarte multe lucruri în ele, însă mă întreb dacă nu am ajuns la limita pentru care s-a închiriat sala. Am o întrebare pentru organizatori. Este momentul să ne oprim, nu-i așa? Deci, îmi cer iertare, sunt foarte multe întrebări, îmi pare foarte rău că nu pot să mai răspund și la altele. Mai răspund la o singură întrebare. Unde putem găsi istoria poporului român până la anul 1000? Într-adevăr, mulți spun că între retragerea aureliană și anul 1000 nu există istorie românească. Este foarte greșit. E adevărat că în izvoarele istoriografice din vremea respectivă, românii ca români sunt menționați destul de rar, însă sunt menționați, nu lipsesc. Însă, de cele mai multe ori sunt menționate popoarele migratoare. De ce? Pentru că sunt menționate evenimentele noi, lucrurile noi care apar. Nu se apucă nimeni să spună: știi că în România trăiește români. În România trăiește umbri, în România trăiesc unguri, știe toată lumea. Să te apuci să spui că în România trăiesc unguri, sau în România trăiesc români, sau în România trăiesc, nu știu, oameni de care toată lumea știe, este exact chestia asta. În România trăiește oameni. Este o chestie agramată, ilogică, nu se face așa ceva. Vedeți cum ar fi să facem o conferință de istorie în care să vă explic că în România trăiesc români. Deci, în România trăiesc români. Și românii din România sunt români. Ei vorbesc românește, pentru că sunt români, și limba lor este limba română. Și continuăm așa o oră. Ce e de spus? Cronicarii din Antichitatea și din Evul Mediu nu consemnau niște realități comune. Știți? Oamenii mănâncă. Și respiră. Și beau și apă.
Nimeni nu scria chestiile astea. Dacă apa era otrăvită, se spunea, oamenii au băut din apa otrăvită și au murit. Dar asta nu înseamnă că până atunci n-au mai băut apă. Și doar în momentul ăla au băut apă. A fost așa un eveniment istoric. Este că, mamă, oamenii au băut apă atunci. Pentru prima dată. La fel și chestia asta. Au existat românii. Au venit goții, au venit avarii, au venit... Nu trebuie să mă știți, au venit goții și au luat sub stăpânire pe români. Păi pe cine era să ia sub stăpânire goții? Că dacă acolo erau românii, normal că pe românii au luat sub stăpânire. Dacă au venit hunii, sau avarii, sau pecinenii, sau cumanii, păi pe cine era ei să stăpânească acolo, când acolo erau români? Că toți, se spune, oamenii pământului au fost persecutați de către, nu știu care conducător avar. Oamenii pământului. Așa își intitulează una din părțile scrierii sale Istoria Românilor, Nicolae Iorca, Oamenii Pământului. Pentru că așa apărem nevoturi în izvoarele de până la anul 1000. Oamenii Pământului. La noi nu exista în vechime termenul de cetățean. Ăsta este un neologism. Știți cum se definea înainte un om care era al țării? Țăran. Asta înseamnă țăran. Țăran înseamnă omul țării. Indiferent că este orășan, că este grădinar, că este crescător de vite sau orice altceva, dacă este om al țării, e țăran. Asta înseamnă țăran cândva. Mult mai târziu a devenit clasă socială și a căpătat alte înțelesuri. Și apropo că mă întreba cineva de alte pagine cunoscute din istoria românilor, știți, în timpul, de exemplu, lui Ștefan cel Mare sau a lui Mircea cel Bătrân, cât la sută din locuitorii din Moldova sau Muntenia erau boieri? Așa, o proporție. Vă pot spune că în țările occidentale, nobilimea, pentru că la noi se... Noi așa am învățat în cărțile de istorie, că boierii sunt nobilimea de la noi. Deci, eu sunt cu totul de acord cu chestia asta, n-am nimic împotrivă. O să vă spun de ce, dar... În țările occidentale, între 7% și 20% din populație era undeva în zona nobililor. Nobilii propriu-zici fiind o foarte profundă minoritate, ca să zic așa. Știți în țările române cât la sută din populație erau boieri? Aveți o estimare? Hai că sunt aici oameni care au făcut facultatea de istorie. Doamne, care sunt istorici. Eu, ca și istoric, pot să spun. Numai că depinde cum îi privim. Nu, dar vreau o cifră, nu, nu o discuție. Până în 5%. Până în 5%. Erau între 60 și 80% din populație. Conform, numai o clipă, da? Așa. Conform lecțiilor de manual de istorie, boierii din țările române se împart în 3 clase. Boieri mari, boieri mijlocii și boieri mici. Boierii mari, într-adevăr, erau în jur de 5%, câteodată și mai puțin. Numai că, atenție, mai erau și boierii mijlocii și boierii mici. În cărțile de istorie o să vedeți de multe ori vorbindu-se despre boierii mijlocii. Dar despre boierii mici nu se vorbește aproape niciodată. Ce vi se pare așa amuzant? Scuzați. Deci, această clasă numită boierii mici, amuzant? Așa. Este, nu că eu chiar vreau să știu ce vi se pare amuzant, sincer, vă întreb. Nu că poate este o informație care mă ajută. Nu apar în cele mai multe cărți, dar există un studiu despre stările sociale la români realizat de Constantin Giurăscu, PIL. Și care este, în clipa de față, aproape necunoscut. Omul a făcut o chestie simplă. A analizat termenul de boier pe baza documentelor istorice, hisoatelor. Și a constatat un lucru pe care îl consemnează simplu, ca atare. Boier se numea în țările române orice om care avea în stăpânire o bucată de pământ ca proprietate personală. În clipa în care un om avea o bucată de pământ a lui, nu o casă, casa nu te făcea boier, o bucată de pământ, însemna că are o moșie. Moșiile erau de două feluri.
moșie obișnuită, care dădea god, și moșie seacă. Moșia seacă era moșia care nu dădea god. Pe o moșie seacă nimeni nu-ți putea pune impozit. Apropo de aberația asta cu impozitul pe proprietate. Dacă tu nu obțineai venit de acolo, cum să ți se pune impozit? Era moșia ta, nu voiai să obții venit de acolo, gata. Nu era niciunul chestie. Aveai tu chestolași pe gloagă, las-o frate, liniștit. Era dreptul tău, era pământul tău. Erai boier, erai stăpân pe pământul tău. Moșnenii sau moștenii și răzeșii, de cealaltă parte, sunt boierii mici, despre care se amintește câteodată că au existat, dar despre care în mod obișnuit nu se discută deloc. De ce au existat ei? Cum au apărut? Ce însemna această clasă socială? Este foarte important pentru istoria noastră și este foarte mult de spus, nu zic acum. Am vrut doar să lansez o provocare, să căutați această carte a lui Constantin Giugăscu și să căutați și alte pagini de istorie necunoscută a românilor. Sunt foarte importante pentru noi. Ne pot ajuta foarte mult și pot constitui baza ca să trecem la treabă, să ne trezim și să începem să lucrăm pentru țara noastră, pentru neamul nostru. Dacă ne uităm la înaintași, o să vedem o chestie foarte importantă. Fac o paranteză. Ați citit cărțile lui Tolkien, Stăpânul Inelelor, măcar? Unii dintre voi au citit sau nu? Dar filmele le-ați văzut cu Stăpânul Inelelor? Eu vă recomand să le vedeți. Mă întrebați cineva la ce filme să ne uităm. De exemplu, Stăpânul Inelelor de Tolkien este, este un film foarte duhovnicesc, foarte folositor. Știți ce este cel mai important în acel film? Faptul că cei care sunt de partea răului sunt enorm de mulți și enorm de puternici. Cei care sunt de partea binelui sunt foarte puțini, dar nu se dau bătuți. Nu se dau bătuți chiar atunci când nu mai există absolut nicio nădejde. Preferă să moară luptând de partea binelui decât să-și plece capul și să treacă de partea răului. Este o lecție extraordinară de istorie, fundamentală. Și dacă ne uităm la strămoșii noștri, vedem că este lecția fundamentală de istorie pentru fiecare dintre noi. Și este cheia pentru ceea ce avem noi de făcut în viața noastră. Să ne ridicăm și să facem binele. Chiar dacă toți din jurul nostru fac răul, noi să luptăm să facem binele. Asta înseamnă să fie om. Asta înseamnă să fie sfânt. Și asta trebuie să facem. Și istoria ne poate ajuta să găsim puterea de a merge pe această cale, atunci să fie, cum se spune acolo, acea lumină care strălucește acolo unde toate celelalte lumini s-au stins. Cunoașterea strămoșilor, faptul că îi vezi pe ei și îi simți lângă tine, știi cum au luptat ca să devină eroi sau sfinți și cum și-au dus viața. Asta este o lumină pe care nu poți să o pierzi oricât de adânc ar fi întunericul în care te afli la un moment dat. Asta este ceea ce a ținut pe sfinții din închisurile comuniste. Faptul că știau că sunt urmașii unor eroi și unor sfinți care au dat aceeași luptă și nu s-au dat bătuți, ci au dus-o până dincolo de capăt. Este ceea ce mi-aș dori din toată inima să fim cu toții în stare să facem. Și atunci n-am scăpat de luptă, lupta este veșnică până la venirea lui Hristos este luptă, dar ar fi foarte bună, foarte bună România. Ar fi cu totul altceva. A fost cum a fost Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare. În vremea lui Ștefan cel Mare au fost zeci de războaie și toți moldovenii considerau Moldova o țară fericită. Pentru că și împlinea rosturile ei. Dacă ne uităm la ei, ne dăm seama că este această lumină înaintașilor care strălucește în orice întuneric și că este datoria noastră să ducem mai departe și această lumină și bătălia pe care au dus-o și ei. Mulțumesc! Să spunem măcar așa, în numele Tatălui și în Fiul și în Sfântul Duh, amin. Cu bine se poate vreodată să te fericim pe tine, născătoare, Dumnezeu, cea plăie, fericită și plină, vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemnare decât Serafimii tale, fără stricășune pe Dumnezeu, cum te-ai născut, pe tine cea plăie, vinovată, născătoare, Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și plurea și în vecii vecilor, amin.
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește-ne. Amin.